ziua. Pare bine că ați dat cu solicitării partidului nostru. Aș vrea să punctez câteva lucruri. Alocarea aceasta de 9%, care este făcută pe toată țara, de 6%, mă scuzați, de 6% este făcută din veniturile tuturor cetățenilor și din punctul meu de vedere și din punctul de vedere a președinților Consiliului Județean, Filipescu, chiar inclusiv domnul Ciriță, în fiechare an banii au revenit echitabil, așa spune legea. Faptul că domnia sa sau Consiliul Județean, că consilierii PSD au fost cei care au fost de acord ca această sumă să fie împărțită în felul în care deși au considerat că e corect să o împartă, adică la unele primării zero și la celelalte să dea anumite sume, nu a fost corect. Și ar fi părut corect să se judece în funcție de numărul de locuitori și, bineînțeles, de ceea ce au nevoie, ceea ce are nevoie fiecare primărie. Văd o învrăjbire în această, sau s-a considerat că ar fi bine să fie puse aceste sume, care oricum s-a știa clar de la început că vor fi, noi o vom ataca și prefectul va ataca, cred că vrea și o învrăjbire a primarilor, ceea ce mie mi se pare corect. Deci vreau să transmit pe această cale domnului președinte că suntem deja în post, într-un post destul de mare pe care poate nu o să mă auziți niciodată că o să vreau vrajbă sau să vreau dușmănie. Încerc să-mi exprim punctul de vedere cum văd eu ca primar o colaborare împreună cu Consiliul Județean. Suntem în sediul PNL-ului și vreau să vă spun că avem aici o foarte frumos spune, e timpul României. Domnilor, atât din partea PSD-ului cât și din partea PNL-ului am avut candidați la funcții de parlamentari și senatori foarte mulți tineri. Aproape cu excepția domnului Coarnă, care este puțin mai în vârstă, restul sunt tineri. Eu consider că în momentul când dorim, pentru că Consiliul Județean este al județului, și dacă noi dorim să facem o dezvoltare a județului, trebuie să o facem împreună cu acești oameni pe care i-am trimis în Parlament. Să nu ne învrăjbim, să nu avem niciun fel de sentiment de ură. Ce ar fi însemnat acum eu să mă supăr, de exemplu, pe primarul de la Modelul care a primit o anumită sumă, dar care e mai mică față de sumele care le primea în mod normal anul trecut și în anii trecuți, sau pe primarul Nichi care a primit 4 miliarde, dar aia era suma. Este o comună la fel ca și Jecăria și noi acolo ne duceam în jur de 400 de mii de lei din această alocare de 6%. N-am de ce să ne supărăm. Dar eu văd că din momentul în care pui să zicem la Roseți, dădea exemplu colegul meu, 8.200.000, ar trebui să mă supăr pe domnul Jordan. Niciodată. N-avem cum să ne supărăm între noi primarii. Pentru că noi, indiferent de culoarea politică, și faptul că dorim această dezvoltare a acestui județ, noi ne împăcăm, domnule, între noi. Noi vorbim. Dacă cineva, să te dau un exemplu, că dacă pui, eu știu, nu știu câte furnici negre, furnici roșii într-o cură, nu se vorbată, dar dacă le agite, încep să se omoare. Păi ce facem? Începem să ne agităm? Nu este un lucru corect și nu este bine făcut. Atrag atenția asupra dezvoltării acestui județ, pentru că toate pleacă de la bani. Nu se poate. Până acum n-am văzut nicio inițiativă a domnului președinte, dar ne strânge cum făcea pe vremuri președintele Filipescu, unde pe colegii ne aduna, chiar dacă eram PNL, PSD, PDL, și discutam probleme de evoluție în dezvoltarea acestor comune. N-am mai văzut nimic. Nu se mai întâmplă nimic. S-a făcut un... Au fost invitați în 9 decembrie să vedem strategia de dezvoltare a județului. Nu se poate așa ceva. O strategie a unui județ se face după ce facem noi primăriile strategiile de dezvoltare împreună cu o parte din angajații Consiliului Județean, care să vină să vadă, de exemplu, pe turism, domnule, de la Borcea și până dincolo de Chirnoci, ne dorim să punem Dunărea. Dau ca exemplu turismul în piscicultura asta, pentru că avem Dunărea pe lângă noi. Ar trebui parteneri să fie Consiliul Județean, parteneri în aducerea gazelor la comune, parteneri în apă și canal. Noi nu avem parteneri din partea Consiliului Județean, cu regret o spun. S-a făcut o strategie de dezvoltare la care am fost invitați, efectiv să ne uităm și să admirăm ceea ce vrea să facă Consiliul Județean. Este un lucru foarte bun. Eu nu m-aș împrumuta niciodată să fac sediul prefecturii, să-l facă orașul. N-am văzut nicio echipă de fotbal mare din România
să se spună sponsor Consiliul Județean. Nu, este Iași. Primăria Iași. Nu primărie, nu Consiliul Județean. Consiliul Județean trebuie să dezvolte comunele din județ, orașele le dezvoltă cu ajutorul și mă scuze, așa Consiliul Județean le rezolvă primăriile de oraș care are un anumite sume acordate sau anumite fonduri. Nu, nu tu, Consiliul Județean, te ocupi de oraș și celelalte comune ce face? Avem la ora actuală, stăteam de vorbă cu domnul primar Stoica de la Doropanțu, care are numai 10% asfalt în comună și care își dorea să dezvolte printr-o asfaltare corectă și în comună la dânsul, îmi spunea că drumurile județene făcute în episodul 2016-2020, acolo unde, și îmi dădea exemplu, a câtorva străzi peste 30 de kilometri, în care sunt 3-4 mașini la 2-3 zile. Păi cu acei bani mare nu putem să dezvoltăm tot, nu putem să ne strângem oare cu toții, să avem fiecare anumite, eu știu, să venim fiecare cu o propunere și să dezvoltăm într-un tot unitar, după care să venim la domnii parlamentari, senatori, că se numește PNL, că se numește PSD și să apelăm la dânsii. Regulile lasă cu mine, păi mine fără cu noi, nu să mai avem cu cine strângem cu noi și noi ne certăm. Se ceartă la nivel mare, eu n-am nimic împotrivă, dar noi aici, călărașul ăsta plin de praf și de amărăciune, stăm în continuare să ne certăm și să ne... Și pe... Mă scuzați, văd și la televiziune naționale tot felul de adjective împotriva unora și altora, chiar apropo de călăraș. Nu se poate să vii Consiliul Județean să faci propuneri de dezvoltare pe pescuit, pe turismul ăsta, că aici văd că se va face port, aici văd că se va face dragări și aia, atâta timp cât nu e legătura cu toți primarii din, după albia asta a Vorcii și a Dunării. Nu se poate așa ceva. Am devenit la ora actuală, fiecare face câte o pătrățică și dacă vrem să facem mâine, poimine și noi festival al peșterii, nu are Dumnezeu unde să-l facem, e în ruptură, nu e o coordonare. Când o facem? Vorbim de viitor, vorbim, e timpul României, când să ne certăm? Ce faci, domnul președinte Vasile Iuță, în postul paștului? Încerci să faci vrajbă, încerci să ne învrăjbești, nu este corect. Cum puteți să considerați dumneavoastră ca economist, domnul Vasile Iuță, că o primărie poate să trăiască cu alocare 0 lei? Unde ați mai auzit 0 lei? N-ai vrut să-mi dați, n-ai vrut să-mi dea biserica arsă? Nu mi-a dat. Asta e. N-a vrut să-mi dea drumuri? Nu mi-a dat. Asta e. A vrut să-mi distrugă sportul. Și aici la sport este o problemă. Sportul, domnule președinte, nu înseamnă numai fotbalul din Călăraș. Handball nu mai avem și ce mai erau pe aici. Mai înseamnă și sporturile astea care le facem noi prin comune și pe care dumneavoastră, prin Consiliul Județean și prin PIX-ul dumneavoastră, trec sumele în care noi putem să aducem puțină onoarea acestui județ. Cum a început la canotaj, e și la mine la lupte. Există, avem tineri care putem să-i ajutăm și care să le ducă steagul României chiar și nu visez ceea ce spun că la mine s-a întâmplat, cu bani și de la Consiliul Județean. Păi nu se poate numai cu fotbal. Am venit să... N-aș vrea să rețin foarte mult, poate aveți și dumneavoastră, pentru că și noi avem cofinanțări la apă, canal, eu am finanțări și eu peste tot. Cum credeți că am stabilit ieri un buget al Comunei Jegăria că a trebuit să-l aprobăm cu o alocare de 0 lei de la Consiliul Județean? Am tăiat tot ce înseamnă școală, am tăiat tot ce înseamnă cultură, am tăiat la culte, am tăiat de peste tot. Dacă dânsul consideră că așa este corect, poate are o strategie și poate că așa e bine. Unele comune să fie mai sus, unele să fie mai jos. Dar nu este corect. Și vreau să vă spun că în toate ședințele în care domnia s-a fost președinte de Consiliul Județean și pe timpul domnului Filipescu, am fost unul din oamenii care am susținut alocările bugetare să se facă la toate comunele și să nu alocăm la noi la PNL și să nu dăm la PSD. Nu! Trebuie să dăm în toate comunele, că peste tot sunt cetățeni ai acestei comune. Și la Jegăria, domnul Partidul Socialist Democrat a fost votat cu 500 de voturi. Ce ar trebui să fac acum? Să mă duc să le spun, uite voi fraților, câți bani v-a dat, că nu v-a dat nimic, duceți-vă la Călăraș, urcați-vă în autocare și mergem la Călăraș? Domnule primar, nu e corect. S-a solicitat în discuția avută, a fost un primar de Stanciu cu senatorul Ciprian Panda, dar nu știu dacă dumneavoastră a fost. Nu.
S-a solicitat o repartizare de 450.000 de lei pentru fiecare primărie. Ce impact și pentru oameni primari, ce impact în bugetul local are această sumă? În jur de 400, în jur de alocarea bugetară, v-am spus la începutul discuției, în fiecare an, alocările bugetare din acești 6% erau la o comună de peste 4.000, în jur de 400, 300, Borcea lua în jur de 500, Modelul în jur de 650, cam acolo era principiul. Ce impact are în buget, adică cât la sută din bugetul nostru reprezintă suma asta? Păi, n-aș putea să vă spun că exactitate pentru faptul că această sumă o foloseam la cofinanțări. Vorbim ca asta de Șterea și de Dragalina, nu? Știți ce se întâmplă? N-am făcut un calcul, dar noi banii ăștia care îi primeam pe cei 600, ei veneau, de fapt nu veneau, veneau în bugetul local, dar veneau pentru cofinanțări. Și noi dintr-o dată nu avem cofinanțările alea și nu știm ce să le facem. Ce proiecte? Și iarăși întrebare pentru amule, ce proiecte ați fi cofinanțat? Deci eu am apă canal, la mine operatorul de apă este Raja Constanța, care au făcut lucrarea la apă canal, iar eu trebuie să pun 200.000 de euro, asta este cota mea parte de 1%, și mai am la un complex pescăresc în jur de 400.000 de euro. Deci cofinanțările la mine ridicau la 600.000 de euro, știam sigur că nu o să primesc, dar măcar la finanțarea de apă canal, nu le-am măcar 100.000 de euro.